Un bărbat din Baia Mare a ajuns aseară în stare gravă la spital după ce a intrat cu scuterul într-o mașină. Șoferul spune că bărbatul mergea pe contrasens. A încercat să-l ocolească, dar n-a mai reușit. Polițiștii au însă și ceva nelămuriri în legătură cu această declarație și nu pot spune deocamdată cine este vinovat. În urma impactului, bărbatul care se afla pe moped a fost aruncat în aer. În cădere s-a lovit cu capul de luneta autoturismului. S-a auzit buf și am zis omorât pe cineva. Când noi am fugit de acolo, băiatul cu cap a fost în jam aici la mașină. Ca cățat-o stat. Când au ajuns medicii, nu mai mișca. I-au acordat primul ajutor și l-au dus de urgență la spital. Între timp, șoferul le dădea explicații polițiștilor. Domnul cu mopedul era pe partea mea. Și când am văzut, l-am tras ăla și am fundat și am tras stânga. Când am tras stânga, l-am tras direct către mine și a intrat în mine. Coborât de acasă spre oraș și din contrasens a venit un scooter care circula pe amândouă benzile. Conducătorul mopedului care circula pe strada Umate dinspre strada Vasile Lucașu către strada Lunci a fost surprins și accidentat. De către autoturismul Audo. Când au aflat ce s-a întâmplat, rudele victimei au luat foc. Deocamdată, polițiștii nu au stabilit cine este vinovat. Cert este că șoferul nu a băut înainte de a se urca la volan.